pentru mine nu este nicio problemă. Eu consider că putem lucra în continuare, să ne liniștim, să accepte domnul primar, domnul viceprimar. Nu putem fi doi primari și asta este. Dumnealui este viceprimar, are stabilite atribuțiile pe care le-a primit prin dispoziția primarului. Eu îmi voi vedea de treburile mele fără niciun conflict, fără nicio problemă, ranchiună sau altceva. Considerați că după acest conflict ar trebui să aveți o discuție ca între oameni maturi care aveți de condus totuși destinele unei comunități timp de 4 ani? Sigur, cu domnul viceprimar, da. Și ați încercat să-l abordați? Astăzi nu, că nu ne-am întâlnit. Dar veți face lucrul acesta? Voi face lucrul acesta când vine la sediul instituției, cu siguranță.